Bună ziua și bine v-am regăsit în acest videoclip. Voi vorbi despre sufletele gemene. Okay. Bun, aici o să avem niște lucruri cu care cu siguranță nu o să fiți de acord, pentru că exact asta este modul de a răspunde ca ființe pur raționale, însă trebuie să țineți cont că în situațiile de tip suflet geamăn, raționalitatea trebuie pusă undeva la urmă. Ok. Bun. În prima și în prima fază, pentru a atrage sufletele gemene, unii spun că trebuie să faci tot felul de lucruri, să faci nu știu ce ritualuri, să faci nu știu ce rugăciuni, să faci nu știu ce mirce. Nu, dragilor, pentru a atrage sufletul geamăn, trebuie pur și simplu să vă puneți voi pe primul loc. Nu trebuie să, nu știu, faceți plecăciuni, nu trebuie să faceți rugăciuni, nu trebuie să faceți nu știu ce. Pur și simplu începeți să vă puneți voi pe voi pe primul loc. Nu jobul, nu copiii, nu munca, nu soțul, nu, nu știu, orice altceva. Vreți suflet geamăn, vă puneți voi pe primul loc. Și atunci, când reușiți să nu vă mai consumați atâta pentru sufletul geamăn sau pentru o altă persoană sau pentru oricine altcineva, această persoană pe care voi o numiți suflet geamăn se întoarce la voi instant. Deci poate să vă țină la, nu știu, blocați de nu știu câți ani. În momentul în care voi vă puneți pe primul loc și nu vă mai pasă, efectiv lăsați orice așteptare de la sufletul geamăn pentru o relație sau pentru ceea ce vreți voi, efectiv ștergeți cu buretele toate așteptările voastre exact în cel mai apropiat moment posibil, acest suflet geamăn va veni la voi. Bun. Deci nu trebuie să faceți nu știu ce mantre, nu trebuie să faceți nu știu ce meditații, nu trebuie să faceți nu știu ce rugăciuni, doar vă puneți pe primul loc. Asta în condițiile în care voi deja v-ați întâlnit de măcar o dată sufletul geamăn și știți despre cine e vorba. Bun. Pentru a-l ține, aici este cu totul altceva, pentru că, ok, l-ați atras, dar cum îl țineți? Pentru că o relație de tip suflet geamăn este destul de dificilă, la început este destul de toxică și nu prea reușiți să țineți echilibru. Ei, pentru o relație de suflete gemene, aici trebuie să vă vindecați. Unii zic că doar pentru a atrage sufletul geamăn trebuie să vă vindecați, alții zic că n-are nicio treabă. Eu vă zic, pentru a atrage sufletul geamăn nu e nevoie de nicio vindecare, dar nu rămâne. Dacă vreți ca sufletul geamăn să rămână, atunci trebuie să vindecați anumite lucruri și am să vă explic de ce. Pentru că toate credințele voastre, toate traumele voastre vor fi aduse din nou și din nou la suprafață și la fel și pentru cealaltă persoană. Voi până nu reușiți să vă vindecați voi pe voi înși, vă nu aveți cum să duceți această relație să fie una sănătoasă. Întotdeauna va rămâne toxică până ce voi veți înțelege ce trebuie să schimbați la voi. Dacă nu schimbați nimic și doar atrageți sufletul geamăn, trebuie să știți un lucru, că da, veți avea sufletul geamăn aproape, dar din punct de vedere mental al vostru și al persoanei, situația doar se înrăutățește și vă faceți rău mai mult unul celuilalt. Pe când dacă luați lucrurile treptat, în sensul că vindecați ce aveți de vindecat și vă puneți pe primul loc și vă ocupați doar de voi înșivă și nu mai priviți sufletul geamăn ca pe soare, atunci lucrurile încep să capete un contur și chiar unul foarte frumos. Dar asta depinde doar de voi. Bun. În legătură cu angajamentul în relațiile de tip suflet geamăn, aici din nou ajungem la situația de iubire de sine. Dacă voi vă iubiți de sine, acceptați o situație care nu este asumată sau o situație de trio sau o situație de pătrat amoros, e doar decizia voastră. Voi știți mai bine cum reacționați cu voi înșivă când vă iubiți. Puneți-vă pe hârtie gândurile astea. Dacă mă iubesc, ce fac eu pentru mine? Și atunci ajungeți singuri la cum atrageți de fapt sufletul geamăn. Nu este vorba de a plăti mii de euro sau sute de dolari sau ceva de genul pentru tot felul de programe. Este vorba doar să stați cu voi și să vă gândiți la lucrul ăsta. Pentru că, da, puteți să mergeți la programe de mii de euro sau programe de sute de dolari în funcție dacă alegeți să mergeți pe SUA sau pe Europa.
la coach de suflete gemene, dar în cele din urmă toată situația se rezumă la iubirea de sine, la a trăi în moment, și dacă vrei să păstrezi, atunci trebuie să lucrezi tu cu tine astfel încât ca traumele din trecut să nu te mai afecteze în prezent și viitor și să te desprinzi de ele efectiv. Nu în sensul că o să uiți de tot de ele, pentru că nu poți uita, dar reușești să le ții într-un loc în care nu te mai afectează efectiv atât. Cam atât am avut de spus. Sper să vă fie util acest videoclip și sper să ne revedem cât mai curând. La revedere!